Anul acesta de Paște, românii vor scoate din buzunar mai mulți bani pentru masa festivă. Mielul de Paște va fi cu mult mai scump față de anul trecut, iar prețul ouălelor a crescut și el. Primele luni din 2022 au adus scumpiri majore în toate sectoarele, de la energie, la combustibil și la alimente. Prețurile la îngrășăminte și carburanți au crescut foarte mult, ceea ce duce automat la creșterea prețului cărnii de miel. Iar dacă în 2021 kilogramul de miel se vindea cu 25 de lei per kilogram, în 2022 o să se vândă cu minim 40-45 de lei kilogramul. În trecut și am întrebat acolo cam cum la Cerneț cum se vânde și 45 de lei, nu cred. Cum vi se pare prețul acesta? Da, enorm, enorm. Mi se părea enorm și la 30. Și la 30 mi s-a părut enorm. N-am cuvinte, ce să mai spun. N-am cuvinte să spun ce ne așteaptă. Doamne ferește. Ce să vă spun? Eu zic că ar trebui scumpite. Pentru că și țăranul, că de acolo vin toate. Și țăranul muncește mult de tot. Dacă ei aici plătesc, ba, târgu, ba, atunci cu ce să aleg? Eu, părerea mea acum, eu știu, poate că multă lume zice că nu ar trebui, dar eu cred că da. Dacă ar veni din altă parte, dar vin de la țăran. Spuneți dumneavoastră că țăranii muncesc mult prea mult și că... Muncesc foarte mult. De asta zic. Că eu ar trebui scumpit. Specialiștii spun că masa de Paște va fi mult mai costisitoare, de la carne până la ouă. Ce părere aveți dumneavoastră? Nu știu, pentru mine nu e. Nu știu, pentru alții nu-i fac calcul. Deci pe dumneavoastră nu vă afectează scumpirile? Nu mă afectează. Foarte mulți dintre fermieri preferă să își dea animalul viu, că au zis că sunt foarte mulțumiți la prețul care li se oferă. Bănuiesc că va fi undeva la 40-45 de lei. Este un preț estimativ, a declarat Merlușca Mărioara, Asociația Crescătorilor de Animale Valea Muntelui. Păi, da, acum numai a scăpat toate de sub control. Autoritățile practic nu există. Ați văzut vreunde un magazin să mai controleze cineva ce? Și prețul, și calitatea, și tot. În acest an, prețul unui kilogram de carne de miel va crește considerabil, consideră și Mihai Șopa, crescător de ovine din Sibiu. Prețul unui kilogram de carne de miel de Paște va ajunge la 40-45 de lei. Chiar și cu un preț crescut, fermierii nu se tem că vor rămâne cu marfa nevândută, pentru că cea mai mare parte din miei, care nu vor fi cumpărați de Paște, merg la export. Creșterea prețului mieilor în viu a crescut practic după ce s-au scumpit și grâul, și porumbul, și furajele, cumulate cu creșterea prețurilor la motorină și benzină.